Wow, ce s-a enervat doamna Simona! E puțin și amuzant situația. Bine, pentru noi telespectatorii, pentru Dima și Sabrina, cu siguranță nu este. Așadar, ați văzut reacția doamnei Simona. A insinuat faptul că el ar vrea să fie toată emisiunea despre el, așa cum a declarat că este și narcisist. A făcut și mici ironii legate de faptul că se adresa cu mamii meu, mamil tău, Punctul culminant a fost atunci când s-a enervat foarte tare doamna Simona și a zis că dacă vrea să plece, să plece, ce mai stă. Știm cu toții că dacă pleci pe poartă fără să fie eliminat, trebuie să plătești, nu știu exact ce sumă, e stipulată în contract cu siguranță. Sabrina a încercat să ia apărarea lui Dima atât cât s-a putut, iar urarea de la final a doamnei Simona a fost ca Sabrina să aibă răbdare. Asta îi ura. Și după s-a luat publicitate, eu sunt sigură că aceste discuții vor continua și în pauză între Sabrina și Dima. Să vedem dacă se hotărăște Dima să părăsească competiția.